Centrul de cardiologie din Craiova va funcționa permanent de la începutul lunii iulie. Cel puțin asta promite noul manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență din Craiova, Teodor Sas. Medicul a mai dezvăluit și că la ora actuală se fac demersuri pentru cumpărarea unui nou angiograf. În doar câteva luni, atât problemele cu lipsa personalului, cât și cele cu aparatura ar trebui să fie rezolvate, spune managerul spitalului. În organigramă sunt suficiente posturi vacante pentru a putea începe activitatea. De altfel, activitatea este în centrul de cardiologie, dar pentru a intra în programul de infarct miocardic acut trebuie permanență. Deci personal este și va fi. Consiliul Județean a alocat în acest an 5.900.000 de lei fonduri pentru achiziționare de echipamente care mai sunt necesare și noi încercăm să mai facem demersuri la minister pentru a mai achiziționa încă un angiograf. Ar fi optim să existe două angiografe pe programul de infarct miocardic acut. Obiectivul nostru este undeva 1 iulie să îi putem da drumul permanent. Să fie 24 de ore din 24. Sunteți. Așa să fie, să avem noroc. Chiar e nevoie. Chiar este necesar, fiindcă mortalitatea cea mai mare în regiunea Olteniei este pe infarct miocardic acut, locul 2, accident vascular cerebral.